Steaua București și ACS Bucharest United se întâlnesc sâmbătă 23 noiembrie în ultimul meci al turului Ligii a 4-a la fotbal. Chiar dacă întâlnesc echipa de pe locul al doilea din clasament, jucătorii din Ghencea nu consideră întâlnirea cu Bucharest United un derby și sunt pregătiți să ofere fanilor o nouă victorie. Eu zic că va fi un meci cât de cât greuț, o să-și dea viața cu noi, că așa se întâmplă mai peste tot, dar suntem concentrați 100% săptămâna asta să facem ceea ce trebuie. Rareș Enceanu este unul dintre cei mai în formă mijlocași ai Stelei în acest sezon. Marcator și pasator decisiv aproape meci de meci, Rareș așteaptă fanii la stadion în număr cât mai mare și are în minte un singur lucru, să câștige fără emoții jocul cu Bucharest United. Noi pregătim meciuri ca oricare alt meci, ne pregătim toată săptămâna și nu avem gânduri că ar fi un derby sau să punem presiune pe noi. Partida dintre Steaua București și Bucharest United va avea loc sâmbătă 23 noiembrie de la ora 14 pe stadionul din Berceni și va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube Steaua TV.